Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi se anunță vreme rece în toată țara. Vor fi maxime cuprinse între minus 3 și plus 5 grade, iar nopțile ce urmează vor fi geroase. Temperaturile anunțate de către meteorologi vor coborî până spre minus 18 grade. Astăzi și vântul va fi ceva mai intens față de ieri. Se va simți prezența lui în Moldova, Dobrogea, în regiunea estică a Munteniei, la munte și în vest. Sunt anunțate rafale de până la 50, chiar 55 de kilometri pe oră și este posibil să mai ningă la munte, dar și în regiunile din sudul și estul teritoriului. În capitală, astăzi, vremea va fi rece în continuare, vor fi maximum 3-4 grade. După amiază, sunt condiții să mai ningă slab. Vântul va avea ușoare intensificări în cursul acestei zile. Temperatura aerului până dimineață va coborî undeva la minus 5 grade. În zonele de munte va fi ger pe timp de zi, temperaturi negative în toate regiunile și ninsori sunt așteptate în Carpații Oriental și Meridional. Pe creste vântul va fi ceva mai intens. În zilele ce urmează nu vor fi schimbări în bine în ceea ce privește regimul termic. Mâine se pot înregistra între minus 6 și plus 4 grade. Ninsori mai sunt așteptate la munte, dar și în regiunile din sudul și estul teritoriului. Vântul va continua să sufle mai tare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde vor fi rafale de până la 50 km pe oră, însă vor fi și zone în care se arată soarele, iată în jumătatea vestică. Sâmbătă, valorile maxime se vor încadra între minus 2 și plus 6 grade, va mai ninge în sud-estul țării, în regiunea nordică a Moldovei pe timp de noapte, dar și în Carpații Oriental și Meridional. Cam acestea au fost informațiile. Zi bună vă doresc!